Și acum vă propun să mergem într-o fermă cu vaci pentru carne, dragii mei. Este vorba de ferma domnului Alexandru Sel, fost director general al companiei Agrosel din Câmpia Turzii. Putem spune despre dumnealui că are niște vaci frumoase, cererea este mare și care o fi secretul? Îl aflăm imediat. Un bun negociator își caută întotdeauna un produs pe care să-l vândă. Alexandru Sel, fost director general al companiei Agrosel din Câmpia Turzii, și-a creat în urmă cu 4 ani propriul produs în care crede cu tot sufletul și căruia îi se dedică acum în totalitate. Practic, a dat semințele de flori și legume pe vaca de carne. A investit într-o fermă de angus cu 460 de capete și spune că în momentul de față nu poate produce cât îi se cere. Astăzi vorbim despre zootehnie, o altă afacere de care vă ocupați, cam de câți ani? Deci am înființat Green Farm Sel-ul în 2014 cu gândul să mă încerc că pot să fac și altceva față de semințe. Eu spun că am reușit, în momentul de față e pe plus o fermă unde anual reușesc să vând 200 de capete și pot să pur și simplu nu fac față de cererea ce este pe piață. Eu vin din vânzări. Eu am înființat ferma că pur și simplu la Agrosel s-a făcut o echipă de vânzări și nu mai îmi găseam locul. Dădeam soluții legate înainte să gândească oamenii. Și atunci am făcut pasul înapoi și mi-am creat un lucru ca să pot să-l vând. În momentul de față nu reușesc să produc, încă o dată mă repet, cât aș putea să vând. Eu m-am specializat cursuri multe pe vânzări și asta mie, deci la mine e cumva o satisfacție să vând. Bun, dumneavoastră vă simțiți bine în zona asta a vânzărilor, dar ce transmitem, ce mesaj transmitem celor care ne privesc? Sunt mulți fermieri care au pornit pe drumul ăsta așa cu curaj, zic eu, spre fermele cu vaci de carne și nu reușesc să valorifice atât de bine cum o faceți noastră. Ce mesaj aveți pentru ei? Deci nu e suficient numai vânzarea, ca să trebuie să faci și produsul ce să vinzi. Produsul trebuie să fie la cerința clientului. Deci am lucrat un pic și pe partea de producție ca și animalele să arate cum dorește clientul. Și în cazul acesta trebuia să-mi pun un pic mintea și contribuția ca aceste animale să fie atât de sănătoase, deci să avem tratamentele la zi, atât pentru deparazitările pe zi și bineînțeles ca să-i dau la un produs care în următorul an clientul să fie mulțumit. Și facem aceste vaccinuri, deci pur și simplu am creat protocoale. Deci în momentul de față personalul lucrează pe nici nu trebuie să gândească, lucrează pe protocoale. Numai accident. Niște standarde. Păi altfel n-aveam cum să am produsul pe care îl doream să-l vând. Și pornind înapoi din vânzare, am făcut produsul ca să fie cerut pe piață. În cazul dumneavoastră, cine sunt clienții? Deci, clienții sunt două segmente de clienți. Una pentru animale cu certificate pentru reproducție, atât mă referim aici a femele și tauri. Animale vii. Animale vii. Și doi sunt restaurantele, trendul acesta care se simte în România pentru o carne de calitate. O carne premium. Și acest segment începe încet să crească. Românul a fost un pic pe afară, a văzut cam cum se servește și acasă e dornic să testeze, să mai facă. Și așa încet începe să... Se va dezvolta piața, cu siguranță. Se dezvoltă, de la an la an se dezvoltă. Da. Câte animale aveți în acest moment? Deci în momentul de față dispun de 460 de capete, din care 240 de mame și celelalte sunt viței neînțărcați, înțărcați și în lucrășătoria. Da. Nucleul pe care l-ați pornit la începutul afacerii a fost dezvoltat cu animale aduse din România sau și din alte țări? Deci în România nu am găsit atâta animale
și am fost nevoit să aduc și din altă țară. Și țara, nu pot trebuie să spun, e Germania, unde am găsit aceste animale. Animale cu certificat de origine, tot ce trebuie. Da. Deci sunt animale toate cu certificat de origine, toate documentația și chiar și în momentul de față, pentru toate montele sunt înregistrate, toate identificările cu proveniența tată, mamă, deci totul este documentat. Da. La ce vârstă și la ce greutate sacrificați animalele? Deci o carne maturată, un animal trebuie să aibă un minim 600 de kg ca să aibă o carne care să se presteze pentru acele pretenții al clientului. Deci trebuie să aibă acea carne marmurare ca să poată să facă față cerinței. Și această greutate o realizați la ce vârstă? Această greutate între 18-20 de luni. 18-20 de luni se ajunge la o medie, deci ultimul camion pe care l-am încărcat a avut o medie de 628 de kg, asta înseamnă că au fost și de 560-580, dar au fost și de 700. Că cel mai ușor se poate vinde cu un camion întreg. Așa este avantajos pentru toată lumea, și transportul, și abatorul, și toată lumea. Cu ce abatoare lucrați? Deci lucrez cu abatori din România și chiar am avut cerere chiar pe abatoare pe Turcia. Este primul transport extern? Primele transporturi externe anul acesta. Primele, nu a fost una, nu a fost chiar multe, numai două transporturi, dar sper că viitor. Deci m-a convins prețul. Pentru mine, dacă cine plătește mai mult... Și care a fost prețul? Prețul cel mult nu e suficient, dar totuși e mai mult. A fost cu 50 de mani, 8,50 lei am primit pe România și acolo am primit 9 lei. Deci asta este, nu este prețul de producție, încă suntem sub prețul de producție, dar sper că așa încet o să crească acest preț și vom acoperi costurile de producție cu... Care ar fi un preț corect? Dacă nu m-ați beneficia de subvenții, care ar fi prețul? Prețul corect ar fi peste 12 lei. Cu 12 lei calculând, ajungem la zero. Deci undeva peste 12 lei ar trebui ca să avem profit. Și profit. Deci de ce e foarte important profitul? Că asta vă susține să mergeți mai departe, profitul, nu? Este, deci o mare parte a profitului, eu în ultimii 20 de ani la Agrosel, 50% al profitului s-a reinvestit. Și chiar la începutul a fost când s-a reinvestit 80-90%, dar și în ultimii ani 50% se reinvestit. Tot asta se face și aici la fermă, în momentul suntem în faza întâi, se investește profitul 80-90%. Și în ce investiți în acest moment? S-au investit în utilaje moderne, din cauza că omul tot mai greu este de găsit și s-au mers pe utilaje mai mari, cu capacități mari, că în loc de doi tractoriști am nevoie numai de un singur tractorist. E foarte simplu. Și atunci la acel tractorist puteam să-i dau un salar mai mare și prin acesta toată lumea era câștigat. Ce suprafață are pășuna de care dispune ferma dumneavoastră și ce suprafețe agricole aveți, pentru că mă gândesc că furajele de acolo vin? Deci pășunea, în momentul de față, am 220 de hectare. În arendă sau proprietate? Proprietate, o parte, diferența în arendă. Celelalte hectare sunt cu furaje, care sunt lucerne și... porumb siloz. Am văzut că am trecut pe lângă, da. Pe lângă el. O parte al pământurilor sunt la Agrosel. Că și Agroselul produce pentru... Și cu acele o să ajung la 120 de hectare. Tot ferma lucrează, dar pentru rotația culturii la producție la Agrosel are nevoie de suprafețe, da. Și... Veți mări aceste suprafețe sau sunt suficiente? Nu sunt suficiente, încă mai am nevoie să-l măresc ca să produc tot furajul, încă de 200 de hectare. Deci aceste animale, într-un an de zile, ar putea să folosească pe încă 200 de hectare și ca să pot să fac și rotațiile care ar fi normale la culturi. Da.
Care ar fi minusurile afacerii? Care sunt problemele? Cu ce vă confruntați? Unde este partea care scârție? Sau, cum să zic, elementele de care oamenii ar trebui să țină cont? Fermierii care poate încă nu au ajuns să investească în acest domeniu. Ce mesaj le transmiteți? La ce să fie atenți? Deci, probleme sunt. Nici nu știu pe care să-l spun, dar eu aș propune la alți fermieri să gândească de două ori cum exploatează resursa umană. Aici unde avem un deficit, se simte, încă nu mă plâng, dar nu suntem departe. Aici ar trebui un pic umblat ca să fie alții. E o problemă foarte sensibilă. În toate domeniile suntem deficitari la capitolul acesta. Nu știu dacă o să reușim să-l depășim cu totul și în scurt timp. Dar trecând de acest aspect, legat de animale, la ce ar trebui să fie atenți? Deci, la sănătatea animalelor. Deci, în școală am învățat, dacă ai masă, ai carte, ai de toate. Deci ar trebui să fii atent la furajare și la tratarea lor. Și după aceea rezultatele vin. Slavă Domnului că la rasele de carne nu este nevoie și de adăposturi foarte sofisticate, așa cum se întâmplă la rasele de lapte, la Holstein, spre exemplu. Aveți adăposturi pentru ele sau le lăsați pe pășune 12 luni din an? Nu, 6 luni pe an sunt pe pășune și 6 luni sunt pe tabulație. Dar pe tabulație nu sunt pe grajduri, sunt pe niște saivane care au 3 laturi învelite și o latură liberă. Nu pot să spun că stau înăuntru, mai mult stau afară. Au acest sistem că se pune paie afară și le place în afară. Deci chiar și la minus 20 de grade stau afară. Singurul lucru de care se feresc, vântul nu le place. Și atunci se adăpostesc de vânt. Da. Veți face acel restaurant despre care spuneați, astfel încât să închideți lanțul și să aveți în afacerea dumneavoastră de la animal până la farfurie, toate componentele. În momentul de față încă țin legătura de la MasterChef cu cineva de la Cluj. Da. Încă mă așteaptă ca să-l deschidem împreună, că și acolo afacere e nevoie și cu un specialist. Nu mă pricep chiar atât de bine chiar în bucătărie, dar e posibil că va fi. Nu pronunț numele acum. E o chestiune de viitor. E o chestiune de viitor și ar fi o chestiune și de un sprijin. Deci, cu schimbarea de generație care ar trebui să știu dacă o să am și acest sprijin, imediat s-ar face. În momentul de față, consider că e mai important partea vegetală ca să pun și după aceea să dezvolt mai departe. Dar pentru acesta am încheiat contractul cu un abator din apropiere. Pot să dau la oricare restaurant carcasă. Cine poate să prelucreze, eu trimit la abator, îi dau de acolo, face prestare de serviciu, totul este, tot lanțul merge mai departe, numai încă mai trebuie să fac și partea aceea, dar în momentul de față n-am capacitate, nu financiară, ca și putere, nu pot acoperi.